Bună dimineața! Numele meu este Viorel Dăinschi. Sunt business development manager în cadrul companiei Star Storage. Sunt responsabil pentru dezvoltarea serviciilor externalizate, servicii oferite în centru de date. Astăzi vă voi prezenta un modelul nostru de business propus către piață, către clienții noștri, partea de infrastructură, acest centru de date pe care l-am dezvoltat și în baza acestei infrastructuri, serviciile pe care le propun. Ca și agenda, am propus o scurtă prezentare, introducerea companiei Star Storage, după care vom vedea care au fost pașii în outsourcing. Ulterior, mă voi focusa pe partea de infrastructură, centru de date plus serviciile oferite. În final, tehnologii parteneri, în baza cărora am dezvoltat aceste servicii, avantajele și, bineînțeles, de ce ați apelat la o companie ca Star Storage. Compania Star Storage, poate mulți dintre dumneavoastră nu ne cunoașteți, este o companie cu capital 100% românesc. Vorbim despre o companie înființată în anii 2000. În decursul a 10 ani am avut o dezvoltare și am bazat pe infrastructură. Această infrastructură există pe fiecare business unit. Vorbim despre un centru de soluții pe partea de demo. Fiecare client va beneficia înainte de a semna un contract de posibil demo pe infrastructură, pe soluții sau serviciile pe care le dorește, de care este interesat. Vorbim despre un centru de conversie documente, cel mai mare și cu cea mai nouă tehnologie din sud-estul Europei, la acest moment, cu o capacitate de scanare de câteva milioane de documente. Vorbim despre certificări. Suntem certificați atât ISO și LEAP. Vedeți? Vorbim despre un centru de producție documente lansat în anul 2008. Vorbim despre un centru de producție atât documente printate al negru cât și full color, cu un nou concept de folosire a spațiului alb de pe factură sau document. Anul trecut, în septembrie, am lansat noul nostru centru de date, un centru de date pe care voi prezenta astăzi această infrastructură. Și la finalul anului 2009 ne-am luat certificarea și am certificat atât centrul de date cât și compania pentru furnizare de servicii de arhivare electronică conform legii 135. Vorbim despre trei linii de business pentru serviciile externalizate. Aceste servicii sunt serviciile de input management. Brandul sub care le furnizăm este StarArchive. Vorbim despre preluarea informației în format hârtie, translatarea în format digital și, bineînțeles, instalarea unor aplicații de document management pentru client, pentru a putea găsi informația destul de ușor. Când vorbesc ușor, într-o secundă poți să ai acces la informații, contract, factură sau în funcție de nevoia la momentul respectiv. A doua linie de business pe care am dezvoltat-o este partea de output management, servicii de printare. Vă spuneam că avem o capacitate destul de mare de printare, atât alb, negru cât și color, și mai mult de atât oferim servicii de împlicuire automată pe o linie de tehnologie de ultimă generație și furnizarea acestor informații către beneficiarul final, livrarea propriu-zisă. Vorbim în final de o infrastructură de procesare, acest centru de date, unde oferim servicii. La bază stă de fapt partea de infrastructură. Suntem furnizori de infrastructură critică, atât partea de stocare, servicii de backup, servicii de replicare, cât și aplicații. Începând și făcând o analiză, s-am detectat că într-o companie, și dumneavoastră probabil cunoașteți unele dintre ele, sunt foarte multe provocări, suntem supuși zi de zi la niște riscuri, trebuie să luăm măsuri. La un moment dat, trebuie totuși să încercăm să creștem business-ul. Cum putem face acest lucru? Trebuie foarte mult să ne focusăm pe partea de costuri, să reducem costurile și să creștem performanța în cadrul companiei. Trebuie să devenim rapid și agili. În momentul în care și concurența, cât și piața actuală este cum este. Trebuie să fim cu un pas înainte tot timpul. Partea de achiziție este un proces destul de îndelungat, să spun, destul de greoi. Trebuie să știm ce tehnologie alegem, care este cea mai bună, să luăm decizia corectă în achiziții.
Vorbim despre minimizare de riscuri și creșterea productivității. Lucrăm cu date. Datele, din punctul nostru de vedere, sunt mult mai importante decât orice în cadrul unui business. În momentul în care nu mai avem acces la date, business-ul poate să dispară. Putem să ieșim din piață la un moment dat. Și, în final, partea de coerență, control și complianță. Știm și noi, trebuie să ne aliniem la legislația în vigoare. Componentele tipice al unui buget IT în cadrul companiei, le cunoaște și dumneavoastră, sunt cele mai importante pe care trebuie să le avem în calcul. Pentru acest lucru, începând să vedem un istoric, avem în anii 90, când s-a început acest business cu centre de date, s-a început cu furnizarea de servicii de mainframe, de servere. În final s-a ajuns la partea de servicii de helpdesk, desktop, suport, administrare. Acestea erau servicii de bază. Urmând ca în anii 2000, toată lumea să se focuseze mai mult pe partea de expertiză, să apeleze la companii specializate în domeniu și atunci aveau să aibă acces la consultanță, să aibă acces la servicii și facilități fiabile. În final, în acest moment avem un focus mai mult pe partea de focus pe optimizarea proceselor de business în cadrul companiei. Trebuie să optimizăm tot ce înseamnă activitate în cadrul companiei, să le oferim angajaților condițiile necesare pentru a fi eficienți în munca de zi cu zi. Și atunci aici ne încadrăm și noi ca furnizori de servicii externalizate. Putem oferi servicii, dar împreună cu echipa clientului. Foarte important de reținut, nu toate serviciile se externalizează și nu trebuie să dispară un departament IT din cadrul companiei. Întotdeauna se va lucra împreună, într-un proiect. Vorbind mai mult pe partea de outsourcing, vedem ce se întâmplă, de fapt, de unde a plecat această, care este tendința în outsourcing și de unde vin acele costuri și acele nevoi, de unde au fost generate. Prin partea de costuri foarte ridicate la nivel de întreținere operațională, suport și îmbunătățirea aplicației intern, vorbim în acest moment. În momentul în care ați luat în calcul partea de externalizare a serviciilor, putem să vă oferim reduceri la nivelul de cost operațional și, bineînțeles, vă veți avea economii pentru business-ul și core business-ul companiei dumneavoastră. Vorbim despre un centru de date, subiectul prezentării evenimentului de astăzi. Centrul de date Star Storage a fost lansat în 2009, după cum vă spuneam. A fost construit designul conform recomandărilor TIA 942-3. Câteodată, poate vă întrebați, domnule, de ce aș avea nevoie de un centru de date de așa nivel, cu o disponibilitate atât de ridicată. Ceea ce pe care o oferim noi fiind 99,98% pe an, însemnând un downtime permis pe an de 1,6 ore. Pentru că aveți nevoie de sisteme redundante, care, bineînțeles, garantează continuitate. Nu vreau să dau exemplu ce s-a întâmplat astăzi, dar aveți nevoie de continuitate pentru a avea acces la acele aplicații. Vorbim despre sisteme performante, scalabile și flexibile, de ce avem nevoie de acest lucru. Pentru că întotdeauna când dorim să mai dezvoltăm, crește economia, revenim în normal, ieșim din criză, ne dezvoltăm și ne trebuie peste noapte alte aplicații sau altă infrastructură. Vorbim de securitate. Securitate atât la nivel fizic de acces, cine are acces la acele date, prin care sunt procedurile de acces și, bineînțeles, partea logică. Partea de securizare a acelor informații. Și, bineînțeles, timpii scurți. Nu avem timp, trebuie să ne mișcăm. După cum spuneam, trebuie să fim cu un pas înaintea concurenței. Fiecare dintre noi avem concurență în domeniul în care activăm. Vorbim despre servicii de suport 24 din 7. Veți avea acces la personal specializat la care puteți să apelați oricând pentru a vă rezolva problemele sau, bineînțeles, să aveți o consultanță pe partea de infrastructură și servicii. Star Storage se asumă responsabilitatea prin semnarea DSL-uri cu aceste disponibilități pe partea de infrastructură. Componentele critice într-un centru de date, pe scurt, vorbim despre partea de electroalimentare. În momentul în care nu avem energie, nu putem să funcționăm. Toată lumea este bucuroasă din cadrul companiei, dar în același timp pierdem foarte mulți bani. Nu știu cine își mai permite în acest moment să rămână fără alimentare.